Astăzi sunt în pădure, fotografiez cu un obiectiv wide cu 17-40 și pe body de Canon EOS R. E o zi perfectă să fii în pădure să fotografiezi, e toamnă, chiar dacă frunzele mai sunt căzute, copacii sunt galbeni, sunt roșcați, sunt bruni, frunze sunt pe jos, e ceață. Adică mai mult de atât nu cred că poți să obții. Astăzi discutăm în continuare despre modul în care abordezi pădurea cu un obiectiv wide. Pentru că pădurea este atât de haotică, fotografierea ei cu un obiectiv wide poate părea puțin contraintuitivă, pentru că într-un obiectiv wide intră tot. Pur și simplu intră tot. Și atunci e puțin dificil, foarte puțin dificil să fotografiez cu un obiectiv wide într-o astfel de locație. Elementul care mă ajută pe mine foarte mult astăzi este ceața, pentru că ceața scoate anumite elemente în evidență, scoate anumite copaci în evidență, mă scapă de toată aglomerația, tot haosul pădurii, pur și simplu aduce o notă de mister întregii scene. Primul sfat care l-am pentru voi este să lăsați locul să vină la voi cumva, adică nu intri în pădure și începi să fotografiezi în toate direcțiile pentru simplu motiv că e toamnă, e colorată pădurea și e ceață în pădure. Trebuie să îți permiți să identifici subiectele, să începi să le vezi, să începi să le observi, să începi să simți pur și simplu locul. Nu intra pur și simplu, gata, am început să fotografiez din orice poziție. Ai răbdare puțin să te obișnuiești, ai răbdare să începi să vezi cadrele care merită fotografiate. Al doilea sfat pe care pot să vi-l dau este să fiți atenți la culori, să studiați puțin teoria culorii, pentru că pădurea, de exemplu, în momentul de față este galben, portocaliu, roșu, roșu-brun, culori de genul ăsta, iar complementarele sunt în zona de albastru și bleu. În momentul când înțelegi puțin cum se folosesc noțiunile astea, începi să editezi într-un fel în care vei separa lucrurile în fotografia ta. Vei obține separație în adâncime, vei separa anumite elemente, adică poți să introduci în trunchiuri sau în ceață culori de albastru sau culori de bleu și atunci obții niște efecte destul de interesante. Primele două sfaturi nu au fost legate în mod direct de folosirea unui obiectiv wide într-o pădure, dar sunt sfaturi generale și eu cred că sunt foarte importante să ai astfel de noțiuni pe care le poți aplica oriunde și oricând. Acum, sfatul numărul 3 este legat strict de un obiectiv wide și anume, chiar dacă este wide, chiar dacă intră atât de mult, intră tot într-un obiectiv wide, elemente simple, ca acest copăcel, sunt foarte interesante. Hai să vedem cum anume îl încadrăm și cum îl fotografiem cu 17 mm. În primul rând, realizează că nu ai un prime, nu ai doar 17 mm, chiar dacă ești cu un obiectiv wide, ai și partea de 40, deci ai puțină plajă să lucrezi cu focalele. Voi încerca să stau cât mai aproape de 17 mm și să găsesc o încadrare pentru copăcelul ăla. M-am apropiat de copac destul de mult, n-am vrut să am o privire așa în sus, atunci a trebuit să ajustez coloana centrală a trepiedului, m-am apropiat cât am putut și am folosit ceața ca spațiu negativ. Și asta practic vine în sfatul numărul 4, și anume folosește ceața pentru a crea spațiu negativ în jurul elementelor pe care tu vrei să le încadrezi. În cazul de față cred că a funcționat perfect, avem ceață în partea stângă a copacului, în partea dreaptă a copacului cum se uită la mine, în partea stângă cum mă uită la el, dar țineți minte să folosiți exact chestia asta. Odată ce găsiți un element, încercați să-l încadrați cât mai simplu. Sfatul numărul 5 este să urmăriți zonele de lumină în pădure. Sunt zone unde lumina diferă și contrastele pe care le vedeți pot fi accentuate după aceea în editare. Chiar dacă ești cu 17 mm, încearcă să nu incluzi cerul, pentru că ăsta va deveni supraexpus. Pur și simplu stai în interiorul pădurii cu un întreg cadru. Sfatul numărul 6 este să căutați niște rădăcini interesante în pădure, vă plasați foarte jos, folosiți capătul de 17 mm al obiectivului și fotografiați folosind acele rădăcini ca element de foreground. Sfatul numărul 7 este să folosiți reflexii. Căutați mici bălți în pădure, noaște, mici lacuri, chestii de genul ăsta. Orice suprafață mică de apă care reflectă, întotdeauna vor fi frunze căzute acolo. Dacă fotografia se termină și cu un copac în fundal, va arăta super mișto.
Astea au fost cele 7 sfaturi pe care le am eu pentru a fotografia pădurea cu un obiectiv wide cu 17-40. Spuneți-mi în comentarii care din astea 17 sfaturi vi s-au părut cel mai util și în același timp, dacă aveți vreun alt sfat de adăugat, lăsați-l în comentarii mai jos. Nu uitați, dați un share la filmul ăsta și până data viitoare continuați să fotografiați, că e singura modalitate de a deveni mai... Și nu uitați, până data viitoare continuați să fotografiați, pentru că e singura modalitate de a deveni mai buni. Mersi, pa, pa!